Polițiștii vâlceni au efectuat 5 percheziții pe raza localităților Râmnicu Vâlcea, Bărbătești și Făurești la persoane cercetate pentru abuz în serviciu și de lapidare. Potrivit publicației Gazeta Vâlceană, procurorii de la Bălcești și polițiștii PJ Vâlcea au descins la sediul primăriei Făurești și la locuința fostului edil Ion Țărvuică. Mai mult, percheziții au avut loc și la Bărbătești și Râmnicu Vâlcea la două societăți comerciale cu care exprimarul din Făurești ar fi încheiat contracte fără a respecta prevederile legale. Polițiștii serviciilor operative, investigarea criminalității economice, acțiuni speciale și serviciul criminalistic au efectuat 5 percheziții pe raza localităților Râmnicu Vâlcea, Bărbătești și Făurești într-o cauză penală ce are ca obiect de cercetare infracțiunile de abuz în serviciu și de lapidare. De asemenea, polițiștii au pus în aplicare 3 mandate de aducere la sediul parchetului de pe lângă judecătoria Bălcești a persoanelor cercetate în acest dosar. Printre persoanele vizate este vorba și despre fostul primar al primăriei, al comunei Făurești și altor funcționari publici din aceeași instituție, cât și a unui administrator al unei societăți comerciale și altor persoane fizice. În cercetare are și faptul că în perioada anilor 2012-2016, la sediul primăriei Făurești au fost săvârșite mai multe fapte de natură penală, ce au condus la prejudicierea bugetului local și la favorizarea obținerii de venituri ilegale de către funcționari publici și terțe persoane, prin întocmirea de contracte de achiziții publice frauduloase. Fostul primar al comunei Făurești spune că oamenii legii au căutat acte și că va clarifica situația în curând. Am avut o percheziție acasă, am căutat niște acte. Acasă, persoanele vizate au fost conduse la sediul parchetului de pe lângă judecătoria Bălcești pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.